Ții, noi vă reamintim că ne aflăm în perioada postului mare. Este considerat cel mai aspru post din toate cele urmate de către enoriași. Și acest termen de post negru înseamnă mai mult, mult mai mult decât o simplă dietă alimentară. Cum trebuie să ne purtăm în această perioadă și de ce ar trebui să ținem cont, ne spun colegii noștri. Bună dimineața! Astăzi voi aborda un subiect actual și anume postul negru. Postul este calea noastră spre purificarea sufletească și trupească, spre milostivenie și mântuire. Despre cum să ținem postul negru, de ce este important să ne abținem de la faptele rele și cum să evităm ispitele, ne va spune în continuare Părintele Ioan din vasta sa experiență duhovnicească. Cel mai sever post este considerat postul negru, al cărui drum spre purificarea trupească și spirituală este cel mai greu, motiv pentru care puțin se încumetă să îl țină. Postul este pentru noi ca un exercițiu, așa, ca să, de înfrânarea trupului, ca un prinos de jertfă binevolă. Noi, fiecare dintre noi, nimeni nu ne impune pentru a păstra o anumită perioadă de curățire sufletească, pentru că totul trebuie să fie izvorât din dragostea noastră față de Dumnezeu și din respectul nostru care îl avem față de tot ceea ce face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Prin postire aducem jertfe lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, credincioșii aduceau jertfe înaintea Domnului diferite lucruri, cum ar fi mâncare, băuturi, dar și animale. Acum noi putem, prin rugăciune, să aducem jertfă lui Dumnezeu, adică ca un prinos de laudă înaintea lui Dumnezeu, ca mulțumire pentru tot ce își face El pentru noi. Și, desigur, postirea, adică o perioadă în care noi, Biserica în general, ne cheamă la o curățire sufletească și trupească, ca rezultat să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Lauda de sine este mândria, iar ea e capul tuturor răutăților. Creștinul trebuie să se ferească și să renunțe la păcatul mândriei, împodobindu-și sufletul cu virtutea smereniei și să se întărească sufletește prin post și rugăciune. Ființa noastră nu este de a lăuda că noi ținem post, ci dimpotrivă de a ne tăinui în intimitatea noastră, când spune când ții post, închide ușa ta să nu te vadă cineva, pentru că Domnul care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Postul potolește zburdălnicia trupului, înfârnează poftele cele nesățioase, curățește și înarepează sufletul. Spune Părintele Ilie Cleopa, o mare duhovnic a României, spune așa că postului noi trebuie să-i dăm două aripi care sunt foarte importante, și anume rugăciunea și milostenia. Fără de astea nu poți să spui că tu ții post. Este doar o cură de slăbire. Postul ajută la echilibrarea emoțională și la purificarea corpului și a minții, ceea ce creează o stare de pace interioară. Nu vrea Dumnezeu să ne umoare prin post sau cumva să ne îmbolnăvească sau ținând postul aspru să ajungem cumva la o cădere în boală și așa mai departe, ca mai apoi diavolul să joace cu noi. El vrea altceva, ca noi să facem pași spre Dumnezeu. Scopul postului nu este numai de a face deosebiri între unele mâncăruri, ci de a disciplina trupul și puterile sufletești, spre ușurarea și curățirea de păcate. În momentul când ținem post, să nu ținem doar de bucate, da? Să nu ținem doar cu stomacul, doar cu organismul, dar și să ținem în general cu toate simțurile noastre, pentru că ne putem înfrâna și inima noastră, ca să nu judece și mintea noastră, să nu judece greu, să nu judece pe nimeni, să ne împăcăm unul cu altul, pentru că aceasta înseamnă dăruirea, de a te împăca, adică de a cădea în fața celui care ți-a greșit sau care tu ai greșit și ceri iertare. Și să începem un început bun. Lupta cu ispita este una continuă și Domnul Hristos ne-a demonstrat că ea poate fi câștigată. Omul trebuie să fie pregătit mai întâi atent cu rugăciunea. Azi puțină, mâine o leacă mai multă. Azi o leacă de post, mâine o leacă mai mult. Și tot așa mai departe, până când ai priceput ce înseamnă postul și ispitele cad. Pentru că ispitele vin și atunci când postești și atunci când nu postești. Îndemnăm ca să nu aveți frică, să aveți cât mai multă putere de convingere, curaj, dragoste față de Dumnezeu și de aproapele
Și pentru că suntem în post, vă doresc să aveți un post binecuvântat și cu mult folos, nu ușor, pentru că fără de ispite nu putem să ne mântuim. Postul negru aduce beneficii asupra sănătății, însă pentru unele persoane renunțarea la mâncare și la băutură poate avea urmări grave. Din acest motiv nu este recomandat femeilor însărcinate, copiilor, vârstnicilor și celor care au probleme de sănătate. Înainte să țineți postul negru, este indicat să cereți sfatul unui medic. Atât a fost pentru astăzi. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră!